Salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Antonela și acesta este primul clip pe 2021 și cu ocazia aceasta doresc să vă spun și să vă urez un an nou plin de realizări, multe momente fericite comparativ cu 2020. Sper să vă realizați tot ceea ce v-ați propus și sper ca 2021 să fie un an cu multe, multe bucurii și realizări pe toate planurile, atât vouă care mă urmăriți, dar tuturor. Clipul de astăzi va fi legat despre călătoria în afară. Dacă nu știți, eu anul trecut, pe 22 decembrie, am plecat în Irlanda la fratele prietenului meu. Și m-am gândit că ar fi interesant să fac un clip despre procedurile care trebuie urmate atât în aeroport, dar și când ajungi, mai ales pentru persoanele care nu au călătorit și nu știu cu ce au să se confrunte, pentru că pentru mine a fost prima dată când am zburat cu avionul și când am părăsit România. Și m-am uitat și așa la clipuri, dar tot am avut emoții și a fost o experiență destul de interesantă și haideți să vedem cum a decurs totul. Am aici întrebările voastre. Au fost câteva, 8, au fost 11 întrebări, dar vreo două se repetă. Și să vă spun mai exact pașii pe care i-am urmat noi. Noi am plecat din aeroportul Bacău, Giurgenescu cred că se cheamă, pe 22 decembrie. Am avut zborul la 9 seara și am ajuns la 10 și ceva ora Irlandei, doar că fusul orar diferă este în urmă cu 2 ore față de noi, deci dacă la noi este ora 12.39, acolo este ora 10.39. În Bacău, când am ajuns, ne-am dus prima dată la bagajul de cală să-l lăsăm acolo. S-au cântărit bagajele. Doamna de acolo a spus că bagajele au fix 32 de kg, parcă le-a fi cântărit, dar ea nu știe că noi acasă cântăream, așezam bagajele astfel încât să nu depășim 32 de kg pe bagaj. După care am mers cu buletinul la un ghișeu unde domnul de acolo a verificat buletinele și ne-a dat biletele de zbor. Vi le-aș fi arătat, dar au rămas în portofel. Cred că mă duc după ele să vi le arăt, pentru că nici eu nu știam cum arată un bilet de avion. Se pare că nu le mai găsesc, dar voi insera pe aici sau pe aici o poză cu biletele la dus și o poză cu biletele la întors, pentru că n-am postat la story. După care am mers la partea de securitate, unde trebuie să te dezbraci, să rămâi doar cu hainele de pe tine, dai geacă jos, dacă ai la ghete sau ceva din metal, trebuie să te descalci. Ai anumite tăvițe și pe tăvițele respective îți pui bagajul. Dacă ai machiaje ce sunt lichide, trebuie să le pui într-o punguliță. Lucrurile mai importante, electronicele și încărcătoarele, telefoanele, le pui în altă tăviță și bagajul tău efectiv pe o altă tăviță pentru a trece prin acel scanner să vadă dacă ai ceva ce ar trebui oprit. Prietenul meu a trecut cu bine, dar bagajul meu a fost puțin oprit pentru că aveam o chestie care avea 100 de mililitri. Și voiau să vadă ce este, credeau că am eu ceva suspect și față de mafiot, nu? Dar am fost ok, după care am mers la un ghișeu unde am dat buletinele, ni s-au dat ni s-a dat voie să mergem mai departe, să trecem de duty free, da? Din câte am înțeles că se cheamă, și să ajungem la porțile respective de unde să facem parcarea. Am avut de completat o fișă de stat în carantină, pentru că se pare că Irlanda are carantină când te duci 2 săptămâni, și am completat fișa respectivă, nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de acasă, nu știu dacă ne-a pus să trecem, dar ne-a pus să trecem adresa la care noi călătorim.
Iar după ce am trecut de porțile de îmbarcare, a venit un microbuz, ne-a luat, ne-a dus la avion, ne-am îmbarcat în avion. Locurile erau așezate 3 pe partea dreaptă, 3 pe partea stângă. Și fiecare rând avea câte 3 locuri și erau numerotate locul 1, A, B, C, D, E, F și tot așa până la 33. A fost un drum de 3 ori și jumătate. Nu am avut turbulență, poate se simțea ca și cum ai merge cu mașina și ai trece printre gropi, dar senzația a fost foarte interesantă, mai ales în momentul în care am decolat. Senzația aceea în care te desprinzi de pământ și începi să urci, simțeam o presiune foarte tare pe creștetul capului, atât eu cât și prietenul meu. Și da, a fost un drum destul de interesant. Îmi plăcea că pe alocuri se vedeau lumini, dar erau foarte, foarte, foarte puține. Dar când am ajuns în Irlanda, parcă eram în lumea luminițelor, se vedea prea fain, poate vă inserez pe aici poze dacă mai am, dacă nu vă inserez la sfârșit un clip. Când am ajuns, am mers printre niște, nu știu cum să le spun, drumuri, am ajuns la securitate unde a trebuit să predăm fișa respectivă și să ne controleze la buletine. După care am trecut tot așa prin niște tunele, nu tunele, drumuri, holișoare, dacă este să le spun așa, până am ajuns unde să ne luăm bagajul de cală, iar la ieșire erau niște domni de la securitate care ne întrebau cu ce scop am venit, cu ce avion am venit, iar eu cum nu știu engleză, doamna încerca să vorbească cu mine și am zis că sorry, I don't speak English, my boyfriend, și făceam semne în spate, m-am făcut puțin de râs, dar... Da, asta este că nu știi engleză, da, nu mi-e rușine că știu engleză, dar da, mi-e rușine, da, n-am ce să fac. Și mă străduiesc să învăț, dar nu se prinde. Am încercat și cu Duolingo, am încercat și prietenul meu să mă învețe, dar se pare că nu sunt atât de bună prietenă cu engleza pe cât aș vrea. Așa, și după am trecut afară și bun venit în Irlanda. Ce pot să vă spun despre Irlanda, mai exact Dublin, că este un oraș superb. Am văzut efectiv civilizație. Lumea pe stradă, dacă te vede, te salută, îți zâmbește și îți zice hi. Drumurile nici nu mai spun, comparativ cu România, nu vezi o groapă sau ceva. Îmi place foarte mult că la ei, pe lângă iluminatul stradal, acele becuri, stâlpi cu becuri, au și luminile în șosea, deci unde este banda care delimitează banda 1, banda 2, acele liniuțe albe, aveau între ele și luminițe care luminau foarte bine strada, semnalizatoare, foarte multe pancarte pe care scria drumul cu tare, unde te duci cu tare, cum să-i așa, și îmi plăcea foarte mult că autostrăzile sunt foarte bine amenajate. M-am spus oamenii foarte binevoitori, deci am prins foarte drag de țara asta. Ce pot să vă mai spun? Au foarte multe locuri de vizitat. Au cel mai mare parc din Europa, numit Phoenix Park. Este, cum am spus, primul parc de mari dimensiuni. Din ce am înțeles, se întinde pe 2000 de kilometri. Și în acel parc am mers și am vizitat căprioare. Vă las pe aici tot așa poze. Am fost la grădina zoologică, am mers vreo 2 ore prin acea grădină, am văzut elefanți, girafe, hipopotami, rinoceri, mai multe, cimpanzei, ce se vede la o grădină zoologică. Am mers pe Tiknok, nu știu cum se spune, un munte unde este Fairy Castle, de unde se vede tot Dublinul și partea de mare și partea de oraș, tot așa vă las pe aici poze, care a fost un drum foarte interesant. Am mers prin munți, după care am dat efectiv de câmp și acolo impactul pe frig a fost, deci nu aveam nimic de comentat pentru că era prea frig, nici nu mai simțeai mâini, picioare, mergeai efectiv acolo, știi că trebuie să te duci undeva, la... Așa. Dacă eram puțin mai slăbuță, cred că aveam șanse să zbor. Așa, am mai fost prin oraș, mi-a plăcut foarte mult în magazine că au un sistem de, nu știu cum să-i spun, îți pui sacoșele în
cărucior, ai un scanner și cu scannerul respectiv scanezi codul produsului și îl pui în sacoșă, iar când ieși, efectiv, plătești cu scannerul respectiv toate produsele pe care le ai, doar dacă ai produse de genul care au ștanța respectivă, chestia de sigiliu. Cred că știți la ce mă refer. Când vă duceți în mall-uri, știu că sunt capsele alea metalice pe care vi le scot la casă. La fel și acolo sunt, de exemplu, sticlele de băutură, au chestii din aia și trebuie să o scoți. În rest, dacă iei cumpărături de bază, doar le scanezi, duci, plătești și ieși fără să mai faci contact cu prea multe persoane. Și da, la întoarcere am urmat aceiași pași pe care i-am urmat și în Bacău. Ne-am îmbarcat, totul a fost bine și la întoarcere. Nici nu am simțit că n-am aterizat în Bacău, pentru că noi credeam că suntem printre nord, dar acolo era foarte multă ceață și noi eram la sol. Și da, acum am pregătit întrebările voastre. M-am interesat puțin pentru că am primit o întrebare destul de interesantă și vă voi spune imediat, v-am spus, am întrebările voastre aici și voi începe cu întrebarea Alexei Ilaria. În ce țări din Europa este momentan obligatorie carantină, evident dacă venim din România? Din cercetările mele, noi când am ajuns acolo am predat o foaie de carantină. Iar dacă nu predam foaia respectivă, amenda este de 2500 de euro, scrie și pe spatele fișei respective. Și am intrat pe un site, dar sincer am uitat cum se cheamă, am uitat să notez pe agenda, dar poate îl trec în descrierea clipului. Țările fără izolare, dar care necesită câteva dintre ele un test COVID, sunt Bulgaria, Belgia, Albania, Maroc, Suedia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Ucraina, Republica Dominicană, Republica Tanzania, Malta, Spania, Franța și Maldive. Iar din aceste țări care necesită un test sunt Grecia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Republica Dominicană, Tanzania și Spania. Deci în aceste țări ai nevoie de un COVID, dar în majoritatea intri fără să stai în izolare și când te întorci acasă nu stai în izolare. Țări în care stai în izolare după ce te întorci din ele, adică stai în izolare în România, sunt Muntenegru, Croația, Portugalia, Austria, Serbia, Slovacia, Turcia, Germania și Polonia. Adică te duci, nu stai în carantină, dar când te întorci stai în carantină. Și țări în care stai în carantină când te duci, dar la întoarcere nu ai absolut nimic, sunt Elveția, Cipru, Italia, Ucraina, Tunisia, Belgia, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, Cehia, Irlanda și Norvegia. După cum v-am zis, am completat și noi o fișă de acest gen, care ar fi trebuit să dăm datele noastre să vină un control, dar bucuria noastră nu avea niciun control, dar noi am ieșit prin Dublin, prin oraș și ne-am plimbat, am vizitat, nu am stat în carantină, ups, dar nu contează. Poate unul să mă critique că n-am stat în carantină, dar fix două săptămâni am avut ședere acolo și să mă duc două săptămâni doar ca să stau în carantină în Irlanda. Am mers pe riscul meu, dacă venea un control era pe riscul meu, dar norocul nostru nu am avut niciun control și am avut ocazia să vizităm foarte multe locuri. Andrada OCB mă întreabă dacă în avion mai sunt acele fete care se plimbă pe coridorul dintre scaune, cu apă, mâncare, etc. Acele persoane sunt stewardesele. Noi am călătorit cu Blue Air și la dus am avut parte de niște stewardese și stewardesi, cred că se zice, nu știu masculinul la acest așa. Da, erau niște persoane foarte tinere și foarte aveau un vibe foarte interesant. Și au fost foarte drăguți cu fiecare în parte, se plimbau cu un cărucior în care aveai cafea, apă, sucuri, chipsuri, mâncare, de toate. Dar
ca să știți în caz de nu știați, mâncarea din avion este mult mai scumpă comparativ cu ce găsiți în magazine. De exemplu, noi am luat două cornuri 7 days, care în profi se găsesc cu 2 lei, dar în avion le găsești cu 10 lei bucata. Asta ca idee. Așa, ce mai au? Mâncare, alt tip de mâncare, nu știu, dar în principiu sunt acestea sigilate. În ce țară ai călătorit pe timp de pandemie, dacă ai fost undeva? Am călătorit în Irlanda, Dublin mai exact. Ai avut nevoie de test pentru a putea călători? Cum este situația în Irlanda? Nu am avut nevoie de test pentru a călători, iar în Irlanda situația când am ajuns noi era de gradul 3,5. Din ce am înțeles, adică puteai călători, să spun așa, în țară, dar aveai nevoie de mască și erau niște restricții. Dar cu 2 zile înainte să plecăm noi, s-a dat starea de urgență grad 5, adică doar 5 km în jurul casei și produsele s-au împărțit în necesare și nenecesare. Nu mai vine acum cuvântul pentru ele, cum le-au denumit ei. La necesare, adică mâncare, apă, din astea, iar la nenecesare erau partea de haine, de... Înțelegeți voi? Și da, lumea stătea mai mult în casă. Să zic că am ieșit acolo în cartierul respectiv și erau copii, pentru că da, sunt copii și trebuie să iasă și afară să se bucure de copilărie. Și cam asta a fost din ce am înțeles eu și din ce am văzut eu. Da, și magazinele, majoritatea de haine s-au închis de pe 1 ianuarie. Deci, când am mers noi să facem cumpărături într-un magazin din apropiere, magazinele de haine, bijuterii, tot erau închise, erau deschise doar magazinele care, din care ne puteam aproviziona cu mâncare. Ai călătorit cu avionul? Dacă da, cum ați stat? Da, am călătorit cu avionul și, după cum am spus, sunt 33 de locuri, a câte 6 scaune pentru fiecare număr, adică aveai locul 1, care era un A, B, C, D, E, F. Foarte simplu, nu? Te-au lăsat să ieși din țară fără vaccin, așa am auzit că se procedează acum. Am ieșit fără vaccin, eu nu am făcut absolut niciun vaccin, deci nu știu de unde e faza cu vaccinul și cu ieșitul din țară doar pe bază de vaccin. Books Music Study mă întreabă dacă este dificil, dacă cum este atmosfera din țara în care ai mers. După cum v-am spus, este o țară foarte civilizată. Din ce am înțeles, se iau taxe pe autostradă, au camere amplasate și de fiecare dată când treci pe strada respectivă, ți se sustrag de pe un card pe care ți-l înscrii tu pe site-ul lor, ți se sustrag până în 10 euro, din ce am înțeles, 10-12 euro pentru călătoria pe drumul respectiv. Dacă ai circulat de 4 ori pe drumul respectiv, de 4 ori se trag banii și mi se pare o idee foarte bună, pentru că astfel se fac rost de bani pentru a investi tot în acele autostrăzi în cazul în care se deteriorează, dar nu este pe toată suprafața autostrăzii, sunt doar porțiuni amplasate unde de unde se iau banii respectivi. Mi-am spus o lumea foarte binevoitoare, foarte ok, chiar dacă aș fi știut engleză, poate aș fi vorbit mai multe cu ei și aș fi avut mai multe impresii, dar din ce am observat în jurul meu, chiar îmi plac oamenii de acolo. Deci m-a mai întrebat și NG Gabriela, nu știu, povestește-ne tu ce crezi că ar trebui să știm. Vreau să vă mai zic că în Irlanda oamenii sunt obișnuiți cu frigul. Eu, care sunt o persoană care îmi place căldura, nu mi-a picat foarte bine, mai ales că primele două zile în care am ajuns acolo, ploua. Nu se mai oprea. Și ei sunt obișnuiți cu frigul. Și noi cum suntem obișnuiți cu căldura, deci noi eram înfufuliți cu eșarfă, geacă groasă, ghete în picioare, pantalon mai gros, bluză mai groasă, mănuși, căciulă. Oamenii pe stradă, efectiv, erau în tricouri, pantaloni scurți și alergau. Și mă întrebam, cum? Dar după mi-am dat seama că ei sunt învățați cu modul ăsta și ei nu se sizează frigul din jurul lor. Din ce am mai înțeles de la Roxana și Alex, în perioada aia se duc și oamenii și fac baie în mare. Pe temperaturile alea foarte, foarte scăzute fac baie în mare. Înseamnă că au niște... Nu știu cum să le zic, dar sunt... Nu. Eu să nu aud de la pereche, să nu aud de frig. Mi-a fost puțin greu să mă acomodez, dar da.
trebuie să ai foarte mult sânge în tine ca să intri în apa aia rece din mare, dar mi-ar fi plăcut să văd, dar nu am. Am văzut doar oameni dezbrăcați și îmi place foarte mult că acolo toată lumea face sport. Deci dacă ești pe stradă, vezi cel puțin 5, 6, 10 oameni care aleargă sau efectiv merg, dar sunt îmbrăcați de sport. Și pe munte, când am urcat, efectiv erau oameni care alergau pe munte. Și tot la ei este interesant faptul că porțiile sunt mult mai mici la mâncare. Meniurile de la KFC, de exemplu, pentru că am mâncat de acolo, porția lor mare este echivalentul a o porție mică la noi în țară. Și se iau taxe pe dulciuri și sucuri, de exemplu, dacă prețul lui este de 3 euro, pe lângă cei 3 euro mai iau și TVA de 24%, deci pe lângă cei 4 euro mai plătești și un TVA pentru a-ți putea achiziționa dulciurile și sucurile, pentru că ei încurajează mâncatul sănătos și nu promovează supraponderalitatea, dacă îți spun corect. Adică nu vor ca oamenii să devină supraponderali. Pentru asta au pus acele taxe, ca să nu se reducă consumul de zahăr. Deci mi se pare foarte interesant, ar trebui să se facă asta și în țară. Cu ocazia asta poate mă las și eu de acolo. Dar da. Următoarea întrebare este de la Iulia Bira, care a întrebat dacă a trebuit să stau în carantină acolo când am ajuns. Teoretic am stat, practic nu prea am stat. Tot ea mă întreabă dacă se poate mânca în avion acum cu COVID-ul. Da, se poate mânca, pentru că pe lângă ce-ți mai iei din avion, ai dreptul cu sandwich-uri sau chipsuri la pungă, cred. Dar sticlele de apă, de suc, nu poți să ți le iei tu din afară, ți le iau la control și trebuie să-ți cumpere ori din avion, ori din aeroport, dar care sunt la un preț prea mare pentru costul lor real. Dar da, poți să mănânci, multă lume a mâncat doar ca să nu stea cu masca pe față. Și noi am mâncat, nu ne-a zis absolut nimeni nimic, erau totul ok, deci se poate mânca în avion, pentru că da, un drum de 3 ore jumate, mai stai vreo 2 ore în aeroport, pentru că trebuie să ajungi cu 2 ore înainte de a decola avion pentru a-ți face toate checking-urile, controlul de pașapoarte, de bagaj, toate astea, și să ai timp să le faci pe toate, plus îmbarcarea. Deci ai undeva la vreo 5 ore în care stai flămând și nu cred că poți duce atâta și da, ai dreptul să mănânci. Iar grădinarul 6 mă întreabă dacă am stat cumva în carantină sau nu am avut voie să ies din casă. După cum am spus, teoretic ar fi trebuit să stau în casă când am ajuns acolo, dar noi de fapt n-am stat. Iar la întoarcere, pentru că eram în categoria țărilor în care stai în carantină doar când te duci, nu și când te întorci, când am venit acasă, nu am mai stat deloc în carantină, am avut dreptul să ies afară, pentru că da, am stat acolo în carantină. Și cam acestea au fost întrebările voastre legate de călătorie. Sper că v-am răspuns curiozităților pe care le-ați avut. Sper că v-a plăcut clipul. Vă voi mai insera poze, poate după ce termin cu încheierea, câteva clipulețe din momentul când am decolat, clipuri de prin zona pe unde am mers. Încă mă gândesc dacă să mai fac un clip cu ce atracții turistice am mai vizitat pe acolo, dar încă mă gândesc. Dacă doriți să postez și un astfel de clip, lăsați-mi în comentarii ca să știu dacă se mă apuc sau nu să editez. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Eu am fost Antonella și vă urez încă o dată un an nou, plin de fericire, realizări, bucurie și toate visele voastre să vi le îndepliniți în 2021 și aveți grijă de voi. Bye!